deocamdată, pentru că este ziua hispanității, să știți că noi astăzi o să călătorim. O să călătorim un pic în două țări în care se vorbește limba spaniolă. O facem așa, pe cale virtuală. Noroc că există Zoom și că ne putem conecta cu cetățenii noștri stabiliți în alte colțuri de lume. Dar o să rog colegii să-mi spună, mergem acum în Spania întâi de toate sau în Chile? În Spania mergem. Înseamnă că o să o salut în continuare pe Cristina Leahu. Cristina este stabilită în Spania de multă vreme și o văd în sfârșit. Dragă Cristina, bună! Te salut! Vă salut, Moldova, salut Chișinău, salut tuturor celor care ne ascultă, ne văd din jurul lumii. Cristina, arăți, știi, lasă-mă să-ți spun, arăți exact așa cum îmi imaginam că o să arăți. Cu ruj roșu, cu o floare prinsă aici la piept și cu un coc din ăsta. Da, așa, eu așa îmi imaginau. Exact. Cristina, spune-mi, și cu cercei mari, acum îi văd. Cercei sunt exact aduși din Sevilla, să știi că m-am întors recent de la o nuntă de acolo. Și bineînțeles că sunt de foarte mulți ani în Spania, dar vreau să zic că nici într-un moment nu mă mai satur să fiu aici. Deci asta este absolut incredibil și pentru mine, eu mă plictisesc destul de repede și vreau să schimb atmosfera și așa. Dar Spania este, are atât de mare coloristică a vieții încât este nesăbuită aceasta a mea cunoaștere vis-a-vis de această țară și cultură, de fapt. Da. Cristina, întotdeauna ți-ai dorit să ajungi în Spania? A fost o dragoste, o legătură pe care ai simțit-o dintotdeauna sau cum? Cum a venit pasiunea asta? E foarte bună această întrebare. Cred că această întrebare merge direct la țintă, așa. De ce înseamnă om profesionist? Știi exact ce se întrebe. Cred că cumva... Eu am avut un noroc foarte mare, tatăl meu fiind artist și fiind parte din formația Play, eram foarte mult înconjurată de tot ce înseamnă muzică, de fapt. La mine în casă se asculta foarte mult muzică și așa mai departe. Și iată, eu pe mine mă țin minte undeva la vârsta de 10 ani, ascultând Gypsy Kings. Evident că nu știam că sunt ei, că se numesc așa, după aia am învățat mai târziu. Și îmi imaginam, dansam eu așa în fața oglinzii și îmi imaginam că eu la un moment dat o să fiu acolo unde oamenii ăștia cântă așa și eu pot să dansez cu ei împreună. Și cumva foarte magic, nu? Viața până la urmă îți oferă ceea ce-ți permis să visezi cu ochii deschiși. Cumva peste 25 de ani, la 10, nu, peste 15 ani m-am mutat în Barcelona, dar fără ca să pot să fac un plan din asta, adică viața mi s-a întâmplat. Deci ai atras, Cristina, ai atras exact ceea ce ți-ai imaginat, ceea ce ai vizualizat. Da, cumva da și sunt foarte mulțumitoare, eu locuiesc aici de 12 ani deja și vreau să zic că atât poporul cât și limba mi-a deschis orizonturi foarte mari, pentru că bineînțeles spaniola nu este doar Spania, corect? Spaniola este așa, nu o fereastră deschisă, dar o poartă așa mare deschisă către un continent nou întreg. Tot ce înseamnă a doua parte a vieții mele și cariera pe care mi-am ales-o după a doua specializare de psihologie și coaching a venit exact datorită faptului că eu am învățat spaniola și mi-a deschis foarte multe domenii în limba spaniolă care m-au făcut să pot să înțeleg mai bine lucrurile. După aia asta m-a ajutat să aduc înapoi acasă cumva, nu, cunoștințele pe care le-am acumulat, doar că transpuse în limba română. Deci clar, limbile sunt o formă de un canal evident de comunicare pentru noi și de transpunere suntem mesageri într-un final, da. Cristina, cum ai învățat limba spaniolă? Ai mers direct la cursuri sau ai început singurică să studiezi, poate? Da, foarte bună întrebarea asta. Eu, în principiu, când am ajuns în Spania, nu vorbeam spaniola. Este adevărat că am avut intenția să merg la cursuri, m-am și înscris, doar că mi se pare că totul este foarte lent și eu voiam mai repede și mai mult și mai deodată. A fost prima dată în viața mea când mi-a părut rău că nu m-am uitat la telenovele, dar nu a durat atât părerea asta de rău foarte mult, pentru că m-am apucat să învăț singură, mi-am luat carte de gramatică așa groasă din asta în stilul nostru, da? Cum noi știm să învățăm cu creion și pix și caiet. Am ascultat muzică foarte, foarte multă, versuri.
Și m-am uitat la toate filmele lui Pedro Almodovar, deci am consumat artă pe pâine în limba spaniolă, până când într-o zi am început să vorbesc coerent și în acest moment pot chiar să susțin și un speech dacă este nevoie. Minunat! Cristina, tu locuiești în Barcelona chiar? Da, locuiesc în Barcelona și cred că totuși Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și locuiesc chiar în curtea Sagrada Familia, pentru care sunt absolut mulțumitoare în fiecare zi. Este minunat. Acest oraș are o energetică absolut faină și este adevărat că nu este neapărat exact transpunerea și reflectarea Spaniei în sine. Este mult mai divers și mai multicultural acest oraș, dar este un bun punct de plecare pentru a putea explora după aia tot ce înseamnă hispanidade, nu? Și da, este un punct de pornire, cum bine știm, din istorie. Și ce se întâmplă astăzi în Spania? În Spania sunt foarte multe, în Spania mai mult decât în Barcelona, da? Partea bună a acestei țări este că ea oferă destul de multă autonomie a provinciilor și fiecare provincie, vă știți că este destul de mult nu personalizată, așa să zicem, Barcelona face parte din Catalunia și atunci Catalunia este mai puțin spaniolizată în acest sens, nu? Ei își mențin foarte bine așa identitatea catalană, dar chiar și așa există foarte multe, foarte multe activități care celebrează această zi. Anul trecut, pe această vreme, eram în Madrid, unde am fost absolut impresionată de felul în care ei își sărbătoresc ziua din foarte multe puncte de vedere. Adică imediat se poate simți acest statut de monarhie, nu? De cum noi suntem în toate domeniile, adică chiar și paradele astea așa extraordinar de frumoase. Spaniolii au în general un dar foarte mare de a trăi viața din plin cu bucurie și cu celebrare, da? Și cred că asta este o abilitate pe care eu am învățat-o în timp. Când am venit aici nu puteam să înțeleg de ce atât de multă fiesta, dar oamenii ăștia n-au și eu treabă. N-au de lucru. Noi de lucru, dar la haideți odată, maniana, ce-mi zi bine. Super, am avea ce să învățăm de la spanioli, da, nu? Absolut, absolut. Cum să trăiești viața în plăcere și bucurie. Și știu că acum noi toți trecem printr-o perioadă de incertitudine și neclaritate și este probabil că o perioadă destul de complicată în ultimii ani, așa. Dar profit de acest moment în care vreau să împărtășesc acest gând că este foarte important să ne întoarcem la rădăcini și la istorie și la ceea ce suntem noi ca și individualitate și eu cred că asta pe noi, dacă tu îți cunoști foarte bine trecutul, tu te poți ancora în prezent și poți evita ceea ce nu mai vrei să mai repezi din trecut și pentru noi moldovenii este destul de important să putem să identificăm și să profilăm această identitate națională. Și eu cred că asta ne-ar ajuta foarte mult ca noi după asta să facem un salt și să rescriem narativa pe care probabil nu mai vrem să mai trăim din nou cea din trecut. Așa că vă încurajez cu drag și cu multă inimă. Cristina, mulțumim foarte mult! Data viitoare când ajungi în Republica Moldova, treci pe la noi prin studio, că mai stăm noi la povești. Promit. Mulțumesc. Promit să fac și un flamenco show pe acolo. Oh. V-am pupat, aveți o emisiune fantastică în continuare și faceți în continuare ceea ce faceți pentru că faceți foarte bine. Vă mulțumesc pentru oportunitate și tuturor celor care vă urmăresc îi salut cu drag. Numai bine. Mulțumim, Cristina, te îmbrățișăm și felicitări! Să ai o zi frumoasă astăzi, e sărbătoare până la urmă în Spania. Așa, să fie fiesta toată viața noastră. Mai bine, la revedere. Mulțumim. E și pe